Un raport făcut foarte bine structurat, prin care i-am semnalat domnului președinte toate problemele pe care le-am identificat eu în urma discuțiilor cu fermieri. Aveam nevoie și de aceste discuții pentru că nu dețin adevărul absolut în cum cred alții, dar majoritatea problemelor le știam. Sunt fermier, știți destul de bine că sunt inginer agronom, știu exact cum merg lucrurile la fermieri. Problemele în agricultură, cu toate că am văzut că unii lideri ai Partidului Social Democrat prin emisiuni televizate au indus ideea că aș fi fost în spate protestelor. Nici de departe. Dacă eram în spate protestelor, probabil erau mult mai mari. Dar nu m-am implicat cu nimic pentru că n-am vrut să politizez supărarea și în cazul oamenilor. Iar acei politicieni care ies în mediul online, cât și la televizor, să spună că au o amărăciune sau nu știu ce mai au dumnealor, că peneliști nu știu ce ar făcut și susțin fermierii, eu o să susțin fermierii întotdeauna și mi-asum treaba asta și cu bune și cu relele mele, că la mai devreme sau mai târziu mă întorc la meseria pe care o am. Probabil, acel domn care a ieșit în emisiune televizată și a spus că eu susțin fermierii, voilà, nu mi-a spus numele, probabil că politicienii vor avea un protest că nu li se dă anumite drepturi și dumneavoastră îi va susține. Fiecare cu meseria lui. Dar, practic, dincolo de faptul că ați inventariat problemele semnalate de fermier, ați găsit și niște, adică ați propus, ați venit și cu niște soluții? Am expertiza necesară, încât i-am prezentat domnului președinte rezolvările pe care le văd eu. Și cum le văd eu, nu neapărat sunt niște rezolvări foarte bine structurate din punct de vedere al legislației. Dar eu am făcut un raport din partea unui om care știe cu ce se mănâncă agricultura și știe exact problemele cu asta. Că trebuie să le îmbrăcăm într-o formă legislativă sau într-o formă juridică mai sănătoasă, cu siguranță le vom îmbrăca. Dar rezolvările astăzi sunt la domnul ministru Barbu. Eu nu m-am aruncat în promisiuni, nu m-am aruncat în nimic, pentru că nu țin doar de mine. Eu am elaborat un plan, eu am inclusiv scris pentru 2024 un plan de guvernare al Partidului Național Liberal pe partea de agricultură. Un plan la care au lucrat, cred că, 10 persoane. Sper că am într-o lună, o jumătate să fie gata și inclusiv dumneavoastră de pot prezenta că nu e un caz și nu e un secret, pentru că când va începe campania electorală, cred că o parte din strategia Partidului Național Liberal pe partea de agricultură o voi face eu alături cu colegii. Au dreptate fermierii să iasă în stradă? Să spună că nu se mai poate? Da, eu mi-asum. Nu-i popular ce spun. Sunt la guvernare cu Partidul Social Democrat. Știți că niciodată nu mi-am dorit acest mariaj. A fost un mariaj cu forța. Așa a fost situația geopolitică să fim aliați. Nu mi-am dorit niciodată un parteneriat cu Partidul Social Democrat. Nu-mi doresc și nici nu cred că îmi voi dori vreodată. Mai mult ca simplu. Dar asta a fost situația. Fermierii dau dreptate. Eu nu vreau să atac și să arunc pietre în spatele celor de la PSD pentru că nu este stilul meu. Ce am de spus, cum cu subiect și predicat, așa cum am făcut tot timpul. Da, fermierii au dreptate. Problemele sunt unele arzătoare. Eu inclusiv am trecut în acel raport prețurile care sunt astăzi la vânzarea cerealelor și prețurile care erau cum au evoluat în ultimii 10 ani. Dacă ne uităm acum 2 ani de zile, am vândut porumbul cu 1,4-1,5 lei. Asta toamnă l-am vândut cu 0,8. Eu nu pot spune și nu mă plâng de situația mea, pentru că situația în ferma mea e una mai specială, irigând foarte mult și făcând o tehnologie foarte intensivă. Dar nu trebuie să te uiți doar în curtea ta, pentru că supărarea mea este pentru vis-a-vis de fermieri mici, între 20 și 200 de hectare, sunt pe buza prăpastiei și nu știu dacă nu se vor lua măsuri nu care să ne ajută pe una, măsuri pe termen lung, pentru că fermierul român nu are nevoie nici de milă, nici de ajutor an de an, fermierul român are nevoie de o viziune durabilă vis-a-vis de agricultura românească, de dezvoltarea sistemului de irigații. Sunt multe, cred că aș putea să vă vorbesc o oră vis-a-vis de agricultură, dar vă spun încă o dată, doleanțele fermierilor sunt foarte bine întemeiate, pentru că nu poți să mai faci față cheltuielilor. Muncești un an de zile, iar munca la agricultură, să știți, nu e una foarte ușoară. Eu știu o agricultură de când am început-o lângă tatăl meu, de când am început irigatul cu o coloană din aia veche, adică și de mult, și am ajuns la cel mai modern sistem.
nu sunt oameni care să-și asume o muncă în agricultură decât cei pasionați. Să știți că dacă în agricultură vezi totul ca un business și nu iubești meseria pe care o faci, cu siguranță nu vei avea rezultate.